Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, aș vrea câteva momente în această seară să stăm în prezența lui Dumnezeu și să credem că Dumnezeu poate să ne vorbească. Știți ce e interesant? Că totul merge pe credință. Dacă se făcea un banner în această seară că vine un mare predicator, din România să fie el, dar să fi fost și din America, vă garantez că era arhiplin această biserică. Știți de ce? Că aveam credință că bărbatul care vine va face lucrurile pe care noi le-am văzut pe internet că le facem sau uh, ceea ce știm despre el că poate ca să facă sau Dumnezeu poate să facă prin el. Și tot prin credință veneam și ziceam, vin la biserică că pe omul ăsta l-am văzut numai la televizor și îs convins că Dumnezeu va face ceva extraordinar. Dar aș vrea să vă spun ceva. Noi ceilalți care am venit, tot prin credință am venit. Și aș vrea să vă spun că același Dumnezeu care poate să vorbească prin cântare, prin rugăciune, prin cuvânt, Dumnezeu este același. Și Dumnezeu poate să ne vorbească și în această seară. Și cred că dacă ne vom deschide inimile, vom fi binecuvântați. Sărbătorim în această seară sărbătoarea Pentecostului o sărbătoare despre care știm mai multe sau mai puține. Dar haideți să vedem de unde a început toată această sărbătoare și să încercăm să vedem ce are Dumnezeu pentru noi ca și familie, dar și pentru familia Clipa, pentru copiii noștri, pentru adolescenții noștri, ce ne promite Dumnezeu cu, această, cu ocazia acestei sărbători generației tinere. Totul a început cu o dorință în inima unui om. Undeva prin anul 1400 și ceva înainte de Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu că deodată Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste mai mulți bărbați și așa de frumos a fost încât unul din ei, pe nume Moise, a spus așa. Și dorința, s-a născut o dorință în inima lui și el a rostit-o. În numer capitolul 11 cu versetul 22, dorința lui Moise cu mai bine de, de 3.000 de ani în urmă a fost următoarea. Să dea Domnul ca tot poporul să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. A fost o dorință și a fost o dorință spusă. Pentru că ceea ce spunea fratele Dani aici este adevărat. Cuvintele noastre care vin din partea lui Dumnezeu sau din cuvântul lui Dumnezeu au o mare putere. Ce să vedeți? După 600 de ani se ridică un alt bărbat pe nume Ioel care din partea Domnului spune așa în Ioel 2 cu 28 După aceea voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa visuri și tinerii voștri vor avea, ce spune cuvântul Domnului? Vedeni. Au trecut așadar 600 de ani după ce un bărbat în inima unui bărbat se naște o dorință și mai apoi o spune cu voce tare. După această prorocie mai trec 800 de ani. Împreună undeva la 1400 de ani. Și după mai bine de 1400 de ani sau 800 de ani după ce Domnul, domnul vorbește poporului Israel, se întâmplă ceva. și Aș vrea să vă citesc această întâmplare, care de fapt este împlinirea dorinței acestui bărbat. În fapte, capitolul 2, cu versetul 1, dacă vreți să urmăriți împreună cu mine, cred că versetele vor fi puse și pe videoproiector, cuvântul Domnului spune așa, într-o zi, spune cuvântul Domnului, în ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc, undeva la 120 de persoane. Deodată a venit din cer un sunet ca văjuitul unui vânt puternic și au umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, adică deasupra casei a fost un sunet, un sunet atât de, de, mare, atât de, de, audibil, încât toți cei de acolo, spune cuvântul Domnului, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileni. Știți de ce a spus așa? Galileeni erau cei mai înjosi. Se pare că Galileeni aveau probleme și să vorbească în limba lor maternă. Și cu alte cuvinte îi înjoseau. Și spuneau, nu cumva toți ăștia sunt galileeni? Adică nici în limba lor nu știu să vorbească și acum ei pot să vorbească în limbile noastre? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Panfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretan și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau imiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru, s-a sculat în picioare cu cei 12, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Și acum ascultați. Și mare atenție, dacă avem pe videoproiector sau avem în Biblie, eu voi face o pauză și următoarea frază aș vrea să o citim cu toții. În zile de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și acum citim cu toată Biserica. A, virgulă, mai citim o dată. Haideți să spunem tare. Și mai spunem odată și spun și eu Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci Tinerii voștri vor avea vedenii Și bătrânii voștri vor visa visuri Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele Voi turna în zilele acelea din Duhul meu Și vor proroci, amin Care este fraza pe care am repetat-o Și am accentuat-o din acest text? Își mai aduce cineva minte feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Pregătindu-mă pentru acest mesaj, aceste cuvinte mi-au sărit de pe pagină. Știi când de multe ori citești din Biblie și citești același text și parcă niște cuvinte te pleznesc și nu mai poți să ți le scoți din minte. Știți ce am crezut mult despre acest text, frați și surori? Și am împărtășit cu frații slujitori, am împărtășit uh, zilele acestea, care am atâta de uimit, am avut așa de mult acest text în fața ochilor. Știți ce am înțeles? Am înțeles în felul următor. Textul acesta vorbește de o de un lucru care se va întâmpla ca și genealogie, adică Domnul promite într-o zi că se va coborâ cu Duhul Sfânt peste oameni și așa, dar în urma acestui lucru, de acum încolo, această sărbătoare se va repeta și la generația următoare și la generația următoare și va merge și va veni până la noi. Dar ceva m-a blocat și am zis, nu, 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 textul ăsta nu se referă neapărat la genealogie, pentru că textul ăsta ne spune așa, într-o zi Duhul Sfânt se va coborâ și dovada faptului că se coboară orice făptură poate să fie plină, poate să primească plinătatea lui Dumnezeu, feciorii și fetele vor proroci, între ei tinerii vor avea vedenii și bătrânii, vor visa visuri. Și fraza asta cu bătrânii vor visa visuri mă blocată, înseamnă că nu are legătură neapărat cu ce se va întâmpla de acum, de acum încolo, ci are legătură cu ce se poate întâmpla de fiecare dată, este o prorocie prezentă, care se referă la momentul acesta. Așa de mult timp am înțeles că, de fapt, textul ăsta spune că odată venit Duhul Sfânt și coborându-se Duhul Sfânt de acum încolo, poate și va fi o o, o manifestare care se, va, care se va produce cu fiecare generație. Foarte adevărat. Dar aș vrea să vă spun, textul ăsta spune mai mult de atât. Textul acesta spune că atunci când Duhul Sfânt se coboară, și feciorii și fetele noastre pot să prorocească. Nu feciorii și fetele mele peste 20 de ani, nu feciorii și fetele mele peste 30 de ani când vor ajunge la vârsta maturității, ci feciorii, băieții mei și fetele mele acum pot să prorocească. Și vom vedea dacă asta vrea să spună cuvântul Domnului și vom vedea dacă în această seară suntem dispuși să luăm acest adevăr și să-l aplicăm în viața noastră. Dragi și surori, să vedem un pic contextul. Cuvântul Domnului și istoria ne spune că evrei aveau șapte sărbători. După o vreme le-au redus la trei. Sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea Cinzecimii și sărbătoarea Corturilor. Evreii veneau în Ierusalim din toată lumea, se adunau la sărbătoarea Paștelui și de obicei stăteau 50 de zile până la sărbătoarea Pentecostului. Sărbătoarea Pentecostului reprezenta sărbătoarea primelor roade, și veneau evrei și stăteau și sărbătoriau uh, aceste, aceste sărbători și în mod special uh, sărbătoarea roadelor. Ce este foarte interesant să înțelegem este că sărbătoarea Pentecostului era în a 50-a zi. Aveau loc șapte săptămâni a câte șapte zile. Numărul șapte era un număr, un număr perfect. După ce se întâmplau toate evenimentele acestea perfecte, Cuvântul Domnului spune că avea să vină o zi în care să se coboare cineva care este perfect. Și acesta care este perfect din toate punctele de vedere, cel care poate perfecta totul în noi, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie el. Înțelegând că toate lucrurile sunt foarte bine puse în scriptură, aș vrea să vă spun că titlul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această seară pentru mesajul acesta, este un titlu îndrăzneț. Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă să vi-l transmit este acesta. Fii și fetele noastre vor proroci. Fii și fetele noastre vor proroci. Cine spune asta? Cine spune asta? Spune Domnul. poate, ascultați-mă, singura promisiune din Scriptură care e numită făgăduința Tatălui este aceasta. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură, fi și fetele voastre vor proroci, cei tineri vor avea vedenii și bătrânii vor visa visuri. Este singura promisiune din Scriptură care e numită făgăduința Tatălui este una care s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani și care, binecuvântat să fie Domnul, că nu s-a oprit și se întâmplă până astăzi și se va întâmpla până Domnul va veni să-și ia asta. Este experiența care a dus explozia bisericii. 120 de bărbați au ajuns să cucerească această lume. Știți de ce? Pentru că a fost și rămâne o promisiune reală, o promisiune puternică. Ceea ce vreau să vă spun este că promisiunea asta este pentru mine ca tată și pentru dumneavoastră ca părinți. Fii și fetele noastre vor proroci. Trăim într-o lume care parcă presiunea asupra copiilor noștri este tot mai mare. Una din veștile care le-am auzit în săptămânile care a trecut, parcă m-a îngrozit ca niciuna dintre ele. Știți, noi toți tindem și mersul lumii este să ajungem să fim toți ca națiunile cele mai dezvoltate din lumea în care trăim. Țările nordice se pare că sunt cele mai dezvoltate și toți tind să ajungem acolo o libertate fără limite și așa mai departe. Dar într-una din aceste țări, nu de mult, Ziarele au fost inundate cu o veste, și anume, o fată, la 14 ani, după ce a trecut prin mai, mult timp, mai, mai multă vreme în depresie, a hotărât să-și ia viața în mod legal, cerând să fie eutanasiată și părinții văzând-o, legea în țara aceasta, în Olanda, este că de la 12 ani, și nu uitați această cifră, pentru că vom reveni la ea, cifra 12, e foarte importantă, 12, vârsta de 12 ani. În țara aceasta, în Olanda, de la vârsta de 20 de ani, dacă un copil cere, 12, dacă un copil cere ca să fie eutanasiat, adică să-i se dea o injecție letală și să-și ia viața, cu acordul părinților, poate ca să se întâmple, de la vârsta de 17 ani poate să o facă fără acordul părinților. Ce s-a întâmplat? Fata a suferit niște traume, niște lucruri în copilărie, a intrat într-o perioadă de depresie și atunci a hotărât că nu mai poate pur și simplu să treacă și problem, probabil că trecea prin niște momente groaznice și, bineînțeles, părinții, văzând-o cât de mult suferă și că pur și simplu nu mai poate, și-au dat acordul. Asta e lumea în care trăim. Dar aș vrea să vă spun ceva, dragii mei. Probabil că legea eutanasierii va veni și în Irlanda, probabil că așa ușor va împânzi în fiecare țară și diavolul, bineînțeles, prin media, de aia rețele de socializare, de aia copiii lăsați acolo nu-i bine. Pentru că totul pornește de la un, de la un punct, fie că el e vizibil, fie că e audibil, de undeva pornește, da? Dragii mei, Asta e vremea în care trăim. Dar aș vrea să vă spun, opus cu vremea în care noi trăim, avem o scriptură atâta, în scriptură avem o promisiune atât de mare pe care, știți ce? N-am prea auzit vorbindu-se despre ea. Băieții și fetele noastre vor... Ce vor face? Pe, pentru, cine, e, pentru cine e promisiunea asta? Pentru noi, frați și sorori. Și acum să vedeți de ce este atât de importantă s-au făcut mai multe studii cu privire la ce se întâmplă în, în creierul adolescentului, de ce sunt așa de rebeli, că dintr-o dată explodează, nu-i mai recunoști, dintr-o dată trântesc ușa, dintr-o dată se, uh, nu mai au rezultate bune la școală, dintr-o dată nu se mai înțeleg ei, nu mai înțelegem noi, dintr-o dată parcă lumea adolescenților este cea mai grea lume. Și așa este într-un fel. Cel mai multe schimbări hormonale, dar în mod, în mod special sunt niște schimbări care au loc la creier. Și făcând așa o analiză și încercând un pic să aflu despre ce se întâmplă în viața unui adolescent, am tras trei concluzii care sunt uh, dovedite științific. Sunt trei lucruri pe care adolescenții le caută. 1. Caută prieteni. Probabil că le avem și pe videoproiector. În primul rând, ei caută prieteni. Pentru ei, relațiile cu prietenii devin prioritate. Asta pentru că își doresc împlinire și își, do își doresc fericire. Al doilea lucru care se întâmplă și se schimbă radical în creierul unui adolescent, ei caută aventură. Dintr-o dată viața lor devine pasională, dintr-o dată își, uh, au o singură dorință să afle noutăți, cât mai multe noutăți, să încerce lucruri noi și așa mai departe. Păi cum să nu încerc un pic să văd cum îi să iau o țigară, cum să nu încerc să văd uh, cei și pe pagina aia, de ce să nu încerc un pic și de Instagram, de ce să nu încerc un pic și din aia și din aia și din aia, pentru că, aș vrea să vă spun, trebuie să înțelegem, asta este o predispoziție, o funcționalitate nouă în mintea copilașilor noștri care ajung la vârsta de adolescență. Așadar, tendința lor și inclinația lor este către relații care îs în afara familiei, către prieteni, către aventură, și către supranatural. Adică încerc să facă lucruri care sunt în afara normalului. Am încercat să le restrâng toate în trei mari categorii. Asta vrea un adolescent. Prieteni, aventură și supranatural. Asta vor toți adolescenții. Și este bine ca să știm lucrul acesta, ca să vedeți că, de fapt, toate aceste lucruri sunt lucruri care pot fi împlinite aici, nu afară. Și avem toate resursele ca lucrurile astea să se dezvolte în mod sănătos aici, nu afară. Aici, nu în fața calculatorului, aici, nu în Ongar, în pădure, aici, nu în sălile de jocuri de noroc, aici, nu noaptea undeva, aici, toți vor prieteni, aventură și supranatural. Astea sunt trei lucruri pe care le vor adolescenții și trebuie ca să știm lucrul acesta. Dar problema e că de multe ori Biserica, pentru că nu transmite un mesaj, pur al Evangheliei, aceste trei funcțiuni nici nu mai intră în calculul nostru că ar putea să fie împlinite pentru adolescenții noștri. Dragii mei, un lucru pe care îl știm despre sărbătoarea rusalilor este următorul. Și acum ascultați-mă bine. În momentul când poporul Israel a ieșit din Egipt și Domnul i-a scos și a trecut primarea roșie, dacă o veți uita în Vechiul Testament, după 50 de zile, Domnul i-a dat legea pe Sinai. au ieșit din Egipt, Moise a mers pe munte și Domnul le-a dat legea. Legea însemna niște reguli care după aceea au ajuns pentru evrei până la peste 600 de, de reguli prin care Domnul spune așa dacă vreți să trăiți o viață sfântă și plăcută mie, trebuie să împliniți toate regulile acestea. Și Domnul într-un mod intenționat dă legea ca să arate omului că nu poate prin reguli să ajungă să fie plăcut lui Dumnezeu. Iasă din... Egipt, după 50 de zile, domnule, de legea. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos învie în ziua Paștelui. După 50 de zile, după 50 de zile, El zice, legea nu poate ca să rezolve problema voastră. O pune deoparte și trimite din cer o persoană care spune cuvântul Domnului că vrea să vină să locuiască noi pe Duhul Sfânt, care are toată legea în noi și spune Scriptura că El vine, locuiește noi și de acum viața de credință nu mai înseamnă reguli, ci viața de credință înseamnă relație. Sărbătoarea Pentecostului pe lângă alte lucruri înseamnă Terminarea legii, terminarea o vie unei vieți trăite după reguli și începerea unei vieți de relație. Și astfel găsim în cuvântul Domnului în Galaten, capitolul 5, cu versetul 16, unde cuvântul Domnului spune așa, zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și astfel nu veți împlini faptele firii pământești. Adică vine și spune cuvântul Domnului, nu niște reguli vă vor face pe voi să biruiți păcatul, ci eu vă trimit pe cineva cu care să aveți relație, pe care să-l urmați, să umblați pas la pas cu el și astfel voi nu veți mai împlini faptele firii pământ și nu veți mai păcătui. E o, e, o, e o veste extraordinară. Se schimbă regulile cu relația. Și aș vrea să vă spun ceva. Acesta este răspunsul pentru adolescenții noștri. Pe baza acestui adevăr, dragii mei, că se schimbă odată cu venirea cinzecimii, se lasă legea și se aduce o persoană alături de care să trăim. Aș vrea să afirm aici în fața dumneavoastră următorul lucru. Am o veste bună. Spuneți-le copiilor dumneavoastră, spuneți-le soților dumneavoastră, spuneți-le creș -ă, creștinilor sau necreștinilor, viața de credință îi o viață de prietenie, îi o viață de aventură și e o viață supranaturală. Viața de credință e o viață de prietenie, e o viață de aventură și e o viață supranaturală. O viață de credință nu i-să nu să nu să nu. Deși noi ca și părinți trebuie în mod înselept să punem niște limite pentru protecția copiilor noștri. Dar dacă noi le vom da reguli, copiii noștri vor pleca afară din biserică, pentru că și ei și noi ne dorim și suntem creați ca să trăim în relații. Nu să trăim după niște reguli. Pentru că știți ce se întâmplă? Păzesc 80% din reguli și 20% oricum nu le păzesc și tot timpul zvinovat. vinovat. Păzești 90% dintre reguli și 10% nu le pot împlini și zvinovat. Și de sub vinovăție nu pot ca să-L slujesc pe Dumnezeu. Pentru că dacă aș împlini toate regulile, aș spune că eu pot și dumneavoastră nu puteți și v-ați judeca. Dar vestia bună este că la cinzecime se întâmplă ceva, se schimbă, se înlocuiesc regulile și se aduce o relație. Și această relație, dragii mei, este relația pe care le-o putem spune copilașilor noștri. Trăim o tragedie în biserici și vreau să o afim cu, cu îndrăzneală. Creștem creștini raționali. Ascultați-mă bine! Creștem creștini raționali și rațiunea, rațiunile au la bază regulile. Există o foarte bine, bună conexie între reguli. Uitați-vă, toți copiii care au fost crescuți cu reguli acasă sunt copiii care și-au dezvoltat doar o singură parte a creierului. Rațiune, rațiune, rațiune. Nu știu să conecteze, nu știu să aibă empatie, nu știu să se apropie. Dar uitați-vă la părinții care au știut să-și iubească copiii, care au știut să comunice cu ei, care au știut să vorbească cu ei. Ăștia știu să conecteze. Ăștia știu să, să intre în lumea celuilalt, ăștia știu să relaționeze. Sunt oameni care, care datorită copilăriei, ei sunt de retrași. Ei tot calculează la ei, dacă nu face sens, nu se bagă. La ei trebuie să fie unul cu unul, face doi. Și creștem niște creștini raționali care luăm o Biblie și o știm din scoarță în scoarță, dar nu avem viață. Și asta este din nou o tactică a diavolului. Trebuie, dragii mei, să înțelegem, regulile ne fac raționali. Duhul Sfânt ne face spirituali. Și spiritual înseamnă a avea relație cu Duhul Sfânt și după aceea avea relație cu oamenii. Fii și fiicele noastre vor proroci. Spuneți-le copiilor că Evanghelia lui Dumnezeu este o relație de prietenie, este o aventură și este un supranatural. Vă rog frumos, luați pe primul om pe care Dumnezeu l-a chemat. Care a fost primul om pe care Dumnezeu l-a chemat și l-a scos? Avram, aș vrea să vă întreb pe cei care cunoaște Sfânta Scriptură, a fost viața lui Avram o viață de aventură? Păi dacă a fost sau nu a fost? Păi dacă n-a fost viața lui Avram o viață de aventură, a cui a fost? Luați-mi orice mare creștin, viața cu Duhul Sfânt e o viață de aventură. Viața oamenilor raționali este o viață în confort, este o viață în zona de siguranță. Măi eu nu mă duc acolo că nu știu ce se poate întâmpla, măi eu nu fac aia, nu fac, eu am câteva reguli, stau în căsuța mea și aici, așa, aici, ai judec pe, ai judec și pe așa mai departe. Adevărații creștini au trăit o viață de aventură. Pentru că aventură înseamnă risc. Aventură înseamnă a umbla în locuri necunoscute. Aventură înseamnă a face ceea ce Dumnezeu îți spune chiar dacă nu face sens. Spuneți-le copiilor că viața de credință e o viață de prietenie, de aventură cu Dumnezeu și o viață supranaturală. Aceasta este până la urmă modul nostru de viață. Așa au trăit adevărații creștini. Așa au trăit oamenii care au umblat cu Dumnezeu. Spuneți-le copiilor și spuneți-le celor din familia dumneavoastră că noi suntem chemați la o prietenie cu cel care este puternic. Este o persoană înțeleaptă. Este o persoană bună. E cea mai bună persoană din univers. Știți care e problema noastră cu adolescenții? Merg că se împrietenesc cu niște tineri cool. Se împrietenesc cu niște tineri cu personalitate. Aș vrea să vă spun este o personalitate mai frumoasă, mai puternică ca și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spuneți-le că se pot împrieteni cu Duhul lui Dumnezeu. Spuneți-le că există o persoană chiar dacă nu se vede. există o persoană mai reală. Lucrurile care nu se văd sunt mai reale decât cele care se văd dragii mei. Spuneți-le că există o persoană cu care pot, pot umbla și vorbi în fiecare zi. Dumnezeu mi-a vorbit așa de mult din acest text și am zis, de acum le-am spus pe mașină la fete. Dragele lotati. Eu vreau ca Dumnezeu să vă vorbească personal, ca și voi să pute, spune la alții ce vă vorbește Dumnezeu. Asta înseamnă prorocie. Dumnezeu să-ți vorbească ca să poți să spui la alții. Trebuie să le spunem copiilor noștri că pot avea cea mai tare persoană cu care să fie prieteni. Pot să, să spuneți copiii voștri că sunt chemați să trăiască o aventură, noutăți, să urce pe culmi, să-L vadă pe Dumnezeu implicându-se la locul lor. Aș vrea să vă împărtășesc acum o... o o experiență pe care mi-a împărtășit -o, un frate din biserică. Pentru că copiii, feciorii și fetele noastre vor proroci. Feciorii și fetele noastre vor auzi vocea lui Dumnezeu. A proroci înseamnă a auzi vocea lui Dumnezeu și a spune celorlalți. Asta înseamnă a proroci. A auzi ce spune Dumnezeu și a spune celorlalți. Un frate din biserică, într-o zi, acum nu de mult, mi-a spus frate Călin uite te ce s-a întâmplat în familia noastră nici nu știu ce să cred. Băiatul nostru care e adolescent stând la părtă și rugându-ne, la un moment dat eram toți pe genunchi și spune el s-a ridicat în picioare și a venit și a pus mâna peste mine ca tată. Și a început ca să se roage. Și a început să roage așa, Doamne, în săptămâna asta păzește-l pe tata, păzește-l de încercări, păzește-l de ceea ce va veni peste el. Face de acolo, o mers la mama, o pus mâna peste mama și o zis, păzește-o și pe mama, păzește-o de încercări, fi cu ea, nu o lăsa. O mers la surioară, o făcut la fel. Și îmi spune, am fost surprins, nu știu, e bine ce s-a întâmplat, nu e bine. Și așa mai departe. Și am zis, nu-ți fă nicio problemă, am zis. Nu-ți fă nicio problemă. S-a terminat săptămâna și îmi spune fratele, Călin, conducea mașina, eram cu un alt frate din biserică și dintr-o dată a venit capătul de drum, am observat în ultimul moment, dacă nu puneam frână, îmi spunea el că numai îngerul Domnului a putut să fie acolo, făceam un accident de putea să devină unul mortal. Eu am vorbit cu soția dânsului în acea săptămână și mi-a spus prin ce o trecut. Fata, surioara lui, a avut o săptămână grea, mai grea ca oricare altă săptămână. Știți ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt a venit peste acest adolescent și n-a mai ținut cont de ce se întâmplă. S-a rugat pentru tata, pentru mama și pentru surioară. Pentru că există un cuvânt care spune, când se coboară Duhul Sfânt, feciorii și fetele voastre vor proroci. Știți că noi am trăit în biserici raționale și ne este așa de greu să auzim vocea lui Dumnezeu. Dar trebuie ca părinți să începem noi să trăim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Să știți, viață înseamnă relație. Așa a fost creați. Adam a trăit prin relație. Oamenii mari au umblat cu Dumnezeu. Au umblat cu Dumnezeu înseamnă să-i auzi vocea și să ai o aventură. Doamne, dar nu sună bine. Du-te înainte. Dar nu sună bine, Doamne, că nu știu ce se întâmplă. Du-te înainte și se duce înainte. Și când se duce înainte, se întâmplă, se întâmplă supranaturalul. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al supranaturalului. Trebuie să-L aducem în bisericile noastre, trebuie să-L vedem, un Dumnezeu viu. Ne ascundem, frați și surori, în niște cuști raționale, acuzăm pe oamenii care umblă cu Dumnezeu și câteodată poate mai fac și calcă strâmb, ne așezăm într-o zonă de confort, și nu mă judecăm pe unii și pe alții. Dar aș vrea să vă spun ceva. Relația viața creștină înseamnă prietenie, înseamnă aventură, a umbla cu Dumnezeu îi aventură și înseamnă supranatural. Spuneți-le evanghelia aceasta copililor. Și am zis: Doamne, dacă e așa, eu vreau să văd. Și am început să am început ca să mă uit în original, la cuvântul fecior și fecioară. Și m-am uitat și am zis, ok, mă uit în fapte 2, în greacă, ce spune? În greacă e un cuvânt acolo, uihos. M-am uitat în ebraică, în Ioel, e cuvântul ben. Și am luat acest cuvânt ben din ebraică și m-am dus un pic și am făcut cât de multe cercetări am putut. Și am început să verific pe toate părțile. Și mi-am dat seama că în cultura ebraică erau mai multe faze ale copilului. Era prima fază în care era copilăria și la vârsta de 12 ani, revenim iar la numărul 12, băieții și fetele erau duse la templu, se puneau pe ele un efod care reprezenta legea, citeau din lege și în momentul când se termina ritualul, ieșau de acolo și spuneau așa, eu de astăzi îți mă numesc Mar Mitzbach, Mar Bar Mitzbach, Bar Mitzbach, adică fiul legii, fiul poruncilor. La 12 ani în cultura ebraică, fiecare băiat și fată era decretat responsabil pentru faptele lui. Era responsabil. Dacă până atunci părinții erau responsabili pentru ceea ce făcea, de la 12 ani ei erau responsabili pentru faptele lor. Ben, Bar. Ben era în ebraică, fiu. Bar era în aramaică, fiu. Era vârsta de la 12 ani în care tânărul era responsabil. Domnul Iisus Hristos a fost dus în templu și la vârsta de 12 ani, după cum era, spune, spune cuvântul Domnului, după cum era uh, legea în acea vreme, a fost lăsat în templu. Știți ce era interesant? Până în templu, mergea cu părinții. Atenție, că părinții erau responsabili. V-ați pus întrebarea de ce l-au pierdut? Pentru că de la 12 ani el era responsabil. Până atunci mergeam de mână cu mama. De la 12 ani el era responsabil. Și se întorc părinții și îl întreabă mama. Și spune așa, eu cu tatăl tău te-am căutat de atâta timp. Ce faci? Și ascultați, cine știe ce spune cuvântul Domnului? Nu știați că eu trebuia să fiu în casa tatălui? Mama îi zice, eu cu tatăl tău te-am căutat și el zice, ce curaj la băiatul ăsta. Nu știți că voi eu trebuie să fiu în casa tatălui? Meu! Iasă de sub autoritatea lor într-un fel și știe, este responsabil. De astăzi el este responsabil în fața lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă spun un lucru în această după masă. Copilul de la 12 ani este considerat fiu și fică este responsabil înaintea lui Dumnezeu. Și un copil responsabil înaintea lui Dumnezeu intră sub responsabilitatea lui Dumnezeu. Din momentul acesta Dumnezeu îi vorbește într-un mod personal pentru că el este responsabil. Și prorocia din el și din fapte la asta se referă, la această categorie. Fii și fiicele voastre, începând cu vârsta de 12 ani, vor proroci. Cine poate lua ce vreți să dăm copiilor noștri? Reguli sau pe Duhul Sfânt? Ce vreți să dăm copii noștri? Să nu, să nu, să nu, să nu, să nu, sau să nu? Sau să-i prezentăm pe cineva cu care să umble, cu care să vorbească, de care să se îndrăgostească și a cărui prezență întotdeauna să știe este cu ei, le poate vorbi, căs la școală, căs... Ce vreți să le dăm? Le dăm lege sau le dăm pe Duhul Sfânt? Ce, le, ce vreți să le zicem? Spune cuvântul Domnului că a proroci înseamnă a auzi vocea Domnului și după aceea spune ceea ce el ți-a vorbit. Și aș vrea să vă spun, orice cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Când un copil primește un cuvânt de la Domnul, îl ai un cuvânt puternic, mai puternic decât îl putem oricare dintre noi spune. Și Domnul a vorbit copilul, ce se va aminte în lui Samuel, Samuel sluja Domnului și se odihnea lângă chivot. Și într-o zi zice Domnul, Samuele, Samuele, era și la tata. Samuele, sau... mai Domnul s-a vorbit. Și după ce îi vorbește Domnul, Samuel spune mai departe. Și în momentul când el spune mai departe, intră într-o nouă etapă de slujire. Și uitați-vă, Dumnezeu de la vârsta aceea, se pare că scritorul creștin Josephu spunea că avea 12 ani să muie atunci. David a fost un tânăr care cuvântul Domnului spune că era un copil cu păr bălai și a ajuns la un moment dat să meargă și să se lupte cu Goliat. Și înainte să meargă să se lupte cu Goliat, merge la Saul și Saul îi zice, uite, te-ți dau toată armătura asta și așa. Nu, 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 nu. Domnul mi-l va da în mâini. El prorocește, îi spune la Saul, îl dau jos pe ăsta, îl bat pe ăsta. Prorocește. Saul zice, bine mă, dacă tu crezi, te mai departe. Spune cuvântul Domnului că merge pe câmpul de bătălie, îl vede pe Saul mare și merge și spune cuvântul Domnului, fugea fugea și spune tu care îl hulești pe Dumnezeu, Dumnezeu te va da în mâinile mele. Îi prorocește, îi prorocește și ia piatra și lovește și îl doboară. Pentru că cel mai frumos dar, cele mai frumoase cuvinte pe care vreau eu începând de această seară și tu ca părinte să le spui copiilor și să nu-ți mai fie frică de Media, să nu-ți mai fie frică de absolut nimic. Spune-le că există un prieten care se poate coborâ în viața lor, care îi poate sfătui, care îi poate opri, care le poate vorbi, care poate să facă lucruri supranaturale. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie el. Spune-le copilor că pot auzi vocea lui Dumnezeu. Cel mai frumos dar, spune-le că pot auzi vocea lui Dumnezeu. Spune-le să-și deprindă, să asculte, să intre într-o relație cu Dumnezeu. Cum să auzim vocea lui Dumnezeu? Și vreau să vă spun patru sfaturi foarte, foarte rapid, cum am încercat eu. Și cred că este o modalitate foarte bună ca să auzim vocea lui Dumnezeu. În primul rând, ca să auzim vocea lui Dumnezeu, trebuie să ne liniștim inima. Ascultați-mă. Trebuie să ne liniștim inima. faceți-vă timp și deconectați-vă de la telefoane, de la muncă, de la stres, de la absolut tot. Și spuneți Duhul Sfinte, îți mulțumesc că locuiești în mine și că m-ai făcut pe mine casa ta și tu locuiești în mine și eu n-am meritat lucrul acesta, tu ești în mine. Și înțeleg că eu trebuie să trăiesc prin relație, nu prin reguli. Primul lucru o liniștește -ți inima. Știți că ăsta e cel mai greu lucru care se poate a, întâmpla să-ți liniștești inima. Vă spuni, cel mai greu lucru. Cel mai greu lucru. Mi-am dat seama că eu și când stau liniștit, mintea mea nu e liniștită. Și mi-a trebuit mult timp nu doar să stau cu trupul, ci și cu mintea liniștită. Îmi fuge mintea, oare ce se întâmplă la biserică, oare ce trebuie să fac, oare uh, avem atâtea probleme de rezolvat, măi ce am citit, ce interesantă, măi uite-te la ce o spus mai așa, și stau și mintea mea fuge. Și eu trebuie să las să mă liniștesc de tot. Și știți ce am observat? Știți când Domnul îmi vorbește mie cel mai mult? Adică când mă pot. Deconecta, poate la unii o să vă vină să râdeți, dar să știți că fiecare avem momentele noastre când pur și simplu ne oprim mintea. Din scriptură și de multe ori gânduri din scriptură și alte lucruri, Domnul mi le-a descoperit, știți când? Când tăiam iarba cu mașina în curte. Pentru că atunci pur și simplu nu mă gândeam la, la, la nimic. O luam, puneam. Întâi tăiam iarba, de multe ori mă gândeam la Domnul sau așa mai departe, dar mă deconectam de absolut toate lucrurile și dintr-o dată îmi veneau niște gânduri uh, spontane în minte. Și, mai, și în tot timpul din partea spirituală, fie că erau vorba la scriptură sau așa mai departe. Și mi-am dat seama că stai, eu trebuie să știu să mă deconectez de la tot, să-mi opresc toate vocile. liniștește ți inima, doi, privește la Domnul Isus, uită-te la El vedeți aici, dacă vă spune să vă uitați la Domnul Isus, dar cum că eu nu-l văd cu ochii mei, cum, cum? Dragii mei, trebuie să știm că inima noastră are ochi. Și ochii inimii noastre trebuie să fie îndreptați către Domnul Isus. Și aici fiecare dintre noi trebuie să facem lucrul acesta. Știu că la toți dintre dumneavoastră vi mai ușor să, vină, să venim la biserică și noi să vă spunem cei care predicăm trei lucruri, trei reguli, un, doi, trei pe care să le faceți. Dar astea nu aduc viață, dacă nu le faceți împreună cu Duhul Sfânt. Uitați-vă la Domnul Isus și după aceea întrebați-l: Doamne, ce vrei să-mi spui? Ce vrei să-mi vorbești? Faceți așa și spuneți-le copiilor voștri. Cum pot să audă vocea lui Dumnezeu? Și după aceea, notați-o jos. Scrieți-o jos ceea ce Domnul vă vorbește. Aș vrea să vă spun ceva. Suntem din noi aici care poate niciodată n-am auzit vocea Duhului Sfânt sau care am auzit-o foarte rar. Credeți că acesta e stilul de viață pe care îl cere Domnul de, de, la noi? Romani 8 cu 14 spune așa. Cei călăuziți de Duhul Sfânt sunt fii ai Lui Dumnezeu. Noi suntem chemați ca să auzim vocea Duhului Sfânt. Copii noștri sunt chemați ca să audă vocea Duhului Sfânt. Fii și fiicele voastre, vor proroci. Acum am o întrebare, dragii mei. Câți dintre noi credem că în noi locuiește Duhul Sfânt? Să ridice o om, mână om sus. Mulțumesc. Câți dintre noi credem că Duhul Sfânt e o persoană care are sentimente, voință și are un mod de a gândi? Să ridice mâna sus. Și acum câți dintre dumneavoastră credem că El ne poate vorbi de fiecare dată când noi vrem să intrăm într-o stare de comunicare cu El? Cât credem că El ne poate vorbi? Și acum întrebarea, gândiți-vă, am ridicat tot mâna și împreună cu mine. Și acum întrebarea simplă, de ce îi auzim așa de rar vocea? Cel mai frumos dar pe care îl poți face soției și copilului, îi să-i spui, să asculte și să caute vocea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul împreună cu Duhul Sfânt înseamnă prietenie, înseamnă aventură și înseamnă supranatural. Mi-aduc aminte o experiență scurtă. Eram la un moment dat, trebuia să corul mergea Trebuia să meargă în Bruxelles, când a mers corul în Bruxelles, tot în aceeași duminică trebuia ca să mă duc să fiu undeva în Madrid la o nuntă și am stat și l-am întrebat pe Domnul, Doamne, unde să mă duc? E așa mai atrăgător în partea aia și rugându-mă, Domnul mi-a arătat așa un, un, unde să mă duc. Mi-a spus să mă duc, mi -a spus să mă duc la, în Madrid. Păi, mie mi-ar fi plăcut să mă duc cu corul și așa mai departe. Domnul m-a ajutat acolo, am slujit-o fost și mi-a înțeles scopul. Dar după aceea să aflu că de fapt când am mers, când a, când a mers corul în Bruxelles, Acolo deja la toate programele erau frați invitați care să predice. Veniți din altă țară. Și acum imaginați-vă, dacă plecam eu la, la Bruxelles cu corul, poate nu puteam nici să slujesc, îmi lăsam și familia uh, și așa mai departe, se întâmpla și când am putut și m-am dus aici și dau, îmi dau seama că Duhul Sfânt vrea să ne vorbească de fiecare dată, nouă personal. Și El vrea să ne sfătuiască de fiecare dată și vrea ca să ne călăuzească de fiecare dată. Doar trebuie ca să ne facem timp și să-i vorbim. Acum am pentru dumneavoastră o provocare la finalul acestui mesaj. Există în Scriptură un bărbat care a crezut această promisiune 100% că fii și fiicele voastre vor proci. Apropo, tinerii voștri vor avea vedenie în cultura romană, se referea de la o persoană care are de la 18 ani în sus. Dar fii și fiicele voastre vorbesc pentru generația tânără. Fii și fiicele Știți că există o persoană în scriptură, probabil știți, care a crezut, a o crezut prorocia și pentru casa lui 100% și sunt plini 100%. Știți cine este? Aș vrea să punem fapte 21 cu versetul 9 să-l punem pe videoproiector. Fapte. Așadar, am rămas aici. Privește la Isus. Următorul pas, ca să ne ajutăm. Privește la Isus. Fii atent la ce îți vorbește sau îți arată. E punctul 3. Fii atent la ceea ce îți vorbește și îți arată. Dumnezeu îți dă un gând, o frază, o poză. Dumnezeu îți dă un simțământ puternic. El îți vorbește. Și ultima, scrie jos. Scrie jos ceea ce Dumnezeu vrea ca să-ți spună. Patru pași pe, prin care cred că noi putem ca să auzim vocea lui Dumnezeu. Dar există cineva în scriptură care a luat această prorocie 100%. Fapte 21 cu versetul 9. Haideți ca să citim uh, acest text. Filip, evanghelistul, spune, haideți să citim împreună. El avea patru fete fecioare care proroceau. Și m-am uitat cuvântul Fecioare de aici, exact cuvântul Fecioare din fapte capitolul 2. Exact etapa de viață de la 12 ani, probabil până undeva la 18 ani sau mai, mai sus. Probabil fetele astea, imaginează dacă erau patru și era numai un an în diferență între ele, probabil aveau 14, 15, 16, 17 ani. Dar toate proroceau. Toate proroceau. Știți ce spune cuvântul aici? Toate auzeau vocea lui Dumnezeu și spuneau mesajul lui Dumnezeu. Probabil ori fi fost și alții. Cine n-ar vrea să aibă o familie în care copiilor să fie atât de îndrăgostiți de Duhul Sfânt, încât să audă ceea ce Duhul Sfânt spune și să spună mai departe? Patru! Și toate patru proroceau. Și erau fecioare. Și erau tinere. Și erau adolescente. Și dacă veți citea în cuvântul Domnului, nu aveau ele mari mesaje să dărâme munții. Că au venit un proroc, Agag, Agab, Aga, acolo și a avut o, o, prorocie puternică. Ele auzeau vocea lui Dumnezeu pentru ele și probabil pentru alții. Cine vrea să fie și să ia această provocare? Fii și fiicele mele vor proroci. Vor auzi vocea Domnului și vor spune și la alții ceea ce Domnul vorbește. Pentru asta trebuie să crezi. Unu, tu, doi, trebuie să spui copiilor, trei, să te rogi pentru ei și să-i întrebi. Ți-o vorbi domnul astăzi ceva? Nu. Cum? Uite-te, tată, cred că nu știu, uite, mi s-a întâmplat. Ah, da, uite, hai să povestim, hai să povestim. Astăzi ți-o vorbit domnul ceva? Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Și când îl introduci pe copil pe calea asta, Dumnezeu va scoate așa cum spune cuvântul Domnului, cum a spus Moise, Doamne, aș vrea ca tot poporul Tău să fie făcut din proroci. Dacă toți am auzit vocea Domnului și toți am intrat în această, în această zonă, aș vrea să vă spun, biserica ar arata altfel. Provocarea noastră ca și părinți, dragii mei, la finalul acestui mesaj, este să spunem copiilor că viața creștină e o viață de prietenie, de aventură, supranatural. Copiii noștri se pot ruga pentru bolnavi, se pot ruga pentru profesori, să-i provoce în clasă, să zică profesorul care are boală, să zică profesorul, nu venit la școală că profesorului bolnav, să ridice să zică nicio problemă, eu mă rog pentru domn profesor să meargă acasă, să se roage pentru domn profesor și să vadă școala că Dumnezeu ascultă rugăciunea să fie îndrăzneț, să lucreze să facă pentru domnul, supranatural aventură și prietenie dar aceasta se poate numai cu relație împreună cu Duhul Sfânt și Domnul să ne ajute Amin